Fiți binecuvântat de Dumnezeu. De ajuns am ajuns, de cântat o să încerc. Fiind îndemnat de fratele Andrei, n-am spus nu pentru că nu vocile noastre trebuie să iasă în evidență, ci harul lui Dumnezeu. Și dacă mesajul acestei cântări este pentru cineva în această seară, de fapt mă gândeam la el în timp ce ascultam predicile și demurile. Am fost îndemnați la sfințire, am fost îndemnați la sfințenie și în felul acesta să-L așteptăm pe Dumnezeu. Când o să ne întâlnim cu El, ce o să spunem? Și versurile acestei cântări, primul vers, într-un mod deosebit, spune ceva foarte minunat. Aș vrea să cânt această cântare înainte de a vă transmite salutări sfinte de la Biserica Bethel din Windsor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu sunt cuvinte și nici vorbe, nu este grai să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut, Iisuse. Dar am o inimă și aceea
să-i fii stăpânul ei de-a purul.